astăzi, prietena mea, Ana Banana, m-a prins în niște închisori în Minecraft, începând de la o închisoare de $1 până la una de $1.000.000. Stați până la final să vedeți ce probe mi-a pregătit la fiecare închisoare și să-mi scrieți în comentarii ce închisoare să-i pregătim și noi ca să ne răzbunăm. Nu uitați să dați foarte multe like-uri dacă vreți să vedeți o răzbunare din partea mea și să vă abonați la canal pentru mai multe clipuri șmechere. Și normal că dacă dați un follow la Instagram-ul din descriere, o să vă pun la începutul clipului. Și desigur, nu uitați că tocmai ce am scos o nouă colecție de Crăciun pe lookaluk.ro împreună cu câteva produse noi foarte, foarte mișto. Aveți primul link în descriere. Fraților, din păcate suntem prinși în această închisoare de către prietena noastră Ana și nu cred că o să scap vreodată de aici. Adică uitați-vă și voi, deci râde de mine că m-am închis în închisoare de $1 și uitați-vă și voi cât de, băi, e prea securizată închisoarea asta. Adică, pff, da, hai că este, hai bă Ana, fii atentă că sunt pe cale să ies, ia uite-o, uite-o pe Ana cum face mișto de mine acolo la capăt, ok. Deci ea chiar crede că o să rămână aici într-o închisoare de $1, uitați-vă și voi. Mă, ce e asta, ce parcurs e asta, Ana, tu chiar crezi că sunt atât de noob cât să rămân în închisoarea asta blocată, adică tu faci mișto. Ia, uite unde a venit. Bă, cine mă ăsta? Nelu Guardian. Mă, ce... Bă, oh my god, ia uite, mi-a pus IG, bă, să vezi când o să scap de aici, deci o să-ți fac și o închisoare de 100 de trilioane de dolari, tu ce vrei mă aici, poți să pleci că nu-mi pasă, ok, pe ăsta nu cred că-l interesează așa mult, bă, ia, bă, pune bedrock, ce se întâmplă, bă, face mișto, ia, doamne, bă, na, păi ce sunt bă astea, uite-te și tu că poți să le sparg ușor, gata bă, am ieșit și din închisoarea de $1, easy, stai așa că ăsta e doar începutul, cum adică e doar începutul, mă, ce se întâmplă, bă? Altă închisoare, faci mișto de mine? Bine ai venit în închisoarea de $50.000. Succes. Bă, deci m-a băgat dintr-o închisoare de $1 la $50.000. Ce? Bă, dar vezi că arată mai bine aici. Aș putea să mă obișnuiesc cu închisoarea. Ia, hopa. Ia, stați așa un pic, frate. Păi ce credeam, mă? Crede că sunt așa, nu. Gata, mă, am scăpat din ok, asta nu arată ca o ieșire. Cred că, bă, Ana, ia explică-mă ce se întâmplă aici cu închisoarea asta de $50.000, că nu mi-ai zis nimic și nu. Asta o să fie mai greu, te descurci. Cum adică o să fie mai greu? Ok, și ce ar trebui? A, păi fii atentă, mă, gata, știu. Ia uite, bă, ce nubia, Ana. Doamne, fiți atenți cum scap din închisoarea asta. În 3 secunde o să scap. Doamne, Ana, deci știi, ești prea nub. Tu nu te-ai gândit la ce m-am gândit eu. Ia să văd. Stai așa că ți-arăt eu imediat. Stai 2 secunde. Doamne, deci uitați-vă cât de ușor e să ieși din închisoare. Bă, nu pot să cred. Bă, te-ai gândit tu să fac. Ia, uite, bă, s-a gândit ea să nu pot să ies. Ok, face mișto de mine. Bun, Ana, ce ar trebui să fac aici? Deci eu avem o parolă, ok, și am spart un copac. Ce trebuie să fac în închisoarea asta? Că nu înțeleg, te descurci. Cum adică revin în 5 minute? Ok, fraților, deci haideți să ne gândim logic. Deci am spart copacul ăsta și avem aici mai multe chestii. Bun, cred că trebuie să facem un fel de survival 100%, că altfel nu-mi imaginez ce ar trebui să facem aici. Deci hai să ne facem un pickaxe și habar n-am, mai avem portal de Nether. Mă, trebuie să mă duc în Nether, cred că trebuie să mă duc în Nether. Bă, tu ce faci, bă, aici? Alo, bă. Alo, păi tu ce faci aici? Tu faci mișto de... Ia uite, bă, frate, deci după ce că mă bagă în închisoare, acum mai și sparge pe aici să cad pe jos în lavă. He, uite că aruncă ăsta, oricum nu mai trebuie. Mulțumesc foarte mult, Ana. Chiar m-ai ajutat să mă mișc prin închisoarea asta. Ok, și să vedem ce ar trebui să facem. Adică trebuie să fac rost de obsidian sau... Ok. Vedeți că am găsit aici obsidian. M-am prins, gata. Deci trebuie să spargem muntele ăsta de chestii și să luăm obsidianul. Deci trebuie să fac un pickaxe din ăla de diamant. Luăm obsidianul și facem portalul și am ieșit prin portal. Gata. De gata, mă, e cea mai ușoară închisoare de $50.000, auzi la ea. Ok, fraților, deci am reușit să găsim și diamante. După ce am făcut asta de iron, avem 2 diamante, 3 diamante. Bă, ce facem, bă? Ați văzut-o și voi? Bă, sunt nebun, am văzut o pană fix acolo. Ok, și acum trebuie să luăm obsidianul ăsta ca să facem portalul. Clar, asta trebuie să facem. Ana, ce care vine în 5 minute, dar stă pe aici și se teleportează random, nu știu ce face. Ia uite-o, bă, tu ce faci? Alo, ce faci la mine în închisoare? Bă, ia uite-o, bă, frate, doamne. Ok, hai să o ignorăm pe Ana și să luăm obsidianul ăsta, că o să stau 100.000 de ani până fac rost de tot obsidianul asta pentru portal, doamne.
În sfârșit, ultima bucată de obsidian, fraților. Haide, bine! Este, mă, gata. Hai, avem și portalul. Și acum chiar asta trebuie să facem 100%. Dar acum cum ar trebui? Bă, cum ar trebui să-i dau foc? Ana, ce facem aici? Păi, nu mi-ai dat din ăsta să-i dau. Uite, uite cu flintest stilul. Dă și mie flintest stilul ăla. Uite, îți dau un... Deci fii atent, treci la ușă. Bă, îți dau un diamant pentru flintest stil. Uite, e un trade bun. Pă bune, am luat un diamant în plus. Stai acolo. De ce să stau, bă, acolo? De ce? Ce vrei să faci? Ia, așa și... Ce vrei să faci? Mi-l dai mie? A, nu! Eram sigur că mă ia la mișto. Da, bă, flinte stilul să mă duc în Nether. Ce trebuie să... Ia, hop, bă, bă, bă. Face mișto de mine. Da, bă, flinte stil. Nu, 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 gata, gata, gata. M-am dus, am plecat. Gata, easy. Am scăpat. Cred că am scăpat. Cred că am scăpat, fraților. Mă, ce se întâmplă aici în Nether? Cred că asta nu e Netherul normal. Ana, tu ai pus închisoare și în Nether să se... Ok, asta chiar e o idee bună. Trebuie să recunosc. Succes? Adică succes de ce? Unde sunt itemele? Bă, 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 tu faci mișto de mine. Deci, ok, deci chiar am subestimat închisoarea asta, pentru că nu mă așteptam să fie chiar așa, dar ok, hai mă să vedem ce poate închisoarea asta ta, Ana, ia să vedem ce, ok, stai, bă, dar stai că nu pot, mă, ce se întâmplă aici, ok, stați așa un pic că se întâmplă ceva ciudat și am, opa, aici? Dar nu pot să fac nimic de ei. Sau? Mamă, nu cred că pot să fac săritura aia, nu cred că e posibilă. Doamne, face și mișto de mine și mă face noob. Cum adică, bă, noob? Bă, mă împinge. Mă, lasă-mă încolo. Du-te încolo, Ana, lasă-mă în pace. Deci, eu trebuie să fac ceva cu pistonul ăsta, cred că. Ce, bă, Ana, eu, bă, deci nu mai interveni, lasă-mă să-mi fac singur închisoarea, da? Ok, trebuie să fac ceva cu pistonul, dar ce trebuie să fac cu pistonul? Cum pot să activez eu pistonul dacă nu am nimic? Gândește-te. Păi nu am item în inventar, cum adică? Oh my god. Ok, cred că o stau aici 100.000 de ani, gen. Ana, deci eu cred că tu nu ai gândit bine închisoarea asta, pentru că nu am ce să fac efectiv, nu am redstone ca să activez pistonul. Adică dacă aș putea să activez pistonul, cred că pot să trec, dar nu am cum să activez pistonul, că nu am redstone. Decât dacă vezi că nu ești îndeajuns de inteligent să poți ieși. Cum adică, bă, nu, bă, 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 stai mai așa un pic. Ia, e ceva pe aici ce am ratat eu. Ce se întâmplă aici? Păi, de unde trebuie să fac rost de redstone? Ai nevoie, da, ai un chest ascuns. Ah, păi zi, mă, așa, de unde era să... Auzi, mă, chest ascuns, ok, ok, e un chest ascuns pe undeva, bine, mă, Ana, bine, păi zi așa, că am zis eu că e ceva ciudat la mijloc, că nu mergea să faci asta din prima, Doamne, și mi-a luat și itemele, uitați-vă și voi, bă, dă-l încolo, de ce, bă, wow, ok, ok, bă, deci de la mine ai învățat astea cu, uite-l, mă, aici, de la mine ai învățat chestiile astea cu trapdoor, unde, mă, lasă-mă, pace, mă, ia uite-o, mă, ce face, alo, alo, ce face, mă, aici, fiți atenți, păi zi, mă, așa, că acum e easy, Ana. Este easy, că trebuie să vin aici și fac așa. Uite cât de ușor este. Și acum, bine, puteam să pun blocul la oriunde, cred că. Ia stai, bă, pot să... A, uite, am asta deasupra, nu puteam să sar. Ok, și sar. Nu, aici nu trebuie să sar acolo. Eu m-am dus prost și ala a vrut să mă troleze. Uite cum vrea să mă troleze, frate. Uitați-vă ce face. Wow, ok, Ana, ok. Pa aici trebuia, mă, nu știu ce aveam impresia că trebuia pe altă parte. Ok, deci așa. Ana, nu mă mai trola, lasă-mă să fac închisoarea, pentru că am ajuns de unul singur până aici. Și de ce era scara aia acolo? Ok, pe aici. Ok, ceva îmi spune că dacă Ana zice că e pe aici, nu știu ce să zic. Pe aici? Ok, mi-e cam frică să... Bă, dar tu ce mergi cu mine? Tu faci închisoarea cu mine sau care e problema? Așa, pleacă de aici. Să nu te mai văd. Ia uite-o, bă, frate, ia. Ce se întâmplă? Ai luat țeapă, nu pai. Bă, cum... Cum am știut? Cum am știut că se întâmplă bine? Eu mă așteptam să mor pe undeva. Wow, ok. Ana, cred că gen faci mișto de mine sau ceva de gen. Ok, mulțumesc frumos. Ok, bine că mai avem o cale pe aici, care sper că este calea cea bună și că Ana nu mai face miștori. Bă, mie mi-e frică să nu mor pe undeva random sau ceva pe aici. Dar cât de lungă e închisoarea asta? O, Doamne ferește. Aruncă-te aici, aruncă-te aici, aruncă-te aici. Cred că vrea să mă arunc aici, nu știu, deci... Oh my god. Mamă, fiți atenți, fraților. Deci ea... Ea crede că e creier aici, Ana. De a fiți atenți aici. 200 de miliarde IQ. Ana, tu chiar crezi că eu cad în chestiile astea, gen? Chiar mă crezi atât de fraier? Nu e lavă? Da, mă, stai că e... Mă, tu ești pe survival...
Da, aparent lava asta nu era. Ok, ok, faci mișto de mine, bun. Deci aparent lava asta nu era lava reală, dar eu totuși m-am gândit bine și tot am trecut mai departe. Hai să vedem, și avem un bloc de diamond și niște flori. Ok, 50 de flori. Astea cred că îmi trebuie mie. Blocul de diamond nu cred că ne mai trebuie vreodată. Hai să vedem. Bă, dar cât de lungă e închisoarea asta, că eu nu înțeleg. Aruncă-te aici. Ok, ne vedem în cealaltă lume. Aruncă-te. Bro, what? Mamă, m-am întors înapoi aici. Vezi că e creier. Și trebuie să mă duc înapoi în overworld. Ok, am înțeles ideea. Bă, e mișto închisoarea asta. Deci, pe bune, să spuneți în comentarii, fraților, care vi s-a părut cea mai mișto închisoare, că asta deja mi se pare șmecheră, mai șmecheră decât prima oricum. Și v-am spune că nu o să fie ultima închisoare la cum o cunosc eu pe Ana, sincer. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Ia uite, a vrut să mă blocheze. Ana, ce ar trebui să fac aici dacă nu te superi, gen? Ce? Ana, ce ar trebui să... Nu, nu, deci, bă, cum ar trebui să... Ok, eu mă întorc în... Ok, gata. Bun, gata, deci am ajuns cu viață și am luat un bloc de diamant și niște flori. Trebuie să-ți dau florile astea, ce trebuie să-ți dau ca să zici parola, ca să trec mai departe? Ce trebuie? Diamantul, poftim, ăsta este blocul tău de diamant, să te speli cu el pe cap, îmi trebuie 10... Cum adică îți trebuie 10, mă? Ia, mă, flori și lasă-mă în pace că m-am bătut pentru diamantul ăsta, mamă, ce era scad în lava aici. Bă, deci zi, bă, codul odată că... Ia uite-o, bă, frate, ce face, bă. Deci te rog eu mult, Ana, mamă, Ana, zi odată codul să scap din închisoare, că nu te mai suport. Nu mai sparge, gata, stop. No, gata. No, bă, stop. Oh my god. Bă, n-am ieșit din... Bă, deci asta e cea mai enervantă închisoare existentă în lume, gen. Nu știu cum să zic, Ana, dar e prea enervant. Și aici iară nu am din ăla. Nu spune că ai mai ascuns un chest pe aici sau ceva de genul, că nebunesc efectiv. Doamne ferește. Zi, ce trebuie să zic? Ia, stai că stă cu ăla. Zi, te rog frumos. Oh my god. Te rog frumos, prietena mea Ana Banana 200. Mulțumesc foarte mult că mi-ai dat un bloc de din ăsta. Gata, mulțumesc, gata. Ok, și acum face mișto de mine, Ana. Cred că face mișto. Ok, mulțumesc frumos. Bun. Deci, continuăm. Avem un parcurs în continuare. Mă, ce? Mi-a spart scara, frate. Nu pot să cred, mi-a spart scara, pe bune. Faci mișto de mine, Ana. Oh my god, sunt insane. Mă duc. Ia, și aici, nu. Oh my god, ce era să mă duc. Bă, dar face și troll, frate, și o face prea greu să fac închisoarea, efectiv. Ok, Ana, stai cu minte acolo. Stai cu minte, nu, pleacă de aici. Lasă-mă să fac închisoarea, hai, du-te de aici. Stai cu minte, Ana, nu, să n-ai glume. Oh my god, Ana încetează, lasă-mă, nu mai pune de-astea pe aici. Oh my god, nu pot să cred. Deci tu vrei să fac săritor, tu vrei sărituri de-astea și tu faci mișto de mine? Bă, ok. Deci, pentru că sunt cel mai bun parcurist din România, o să o fac. Dar dacă era cineva normal, să știi că, uite-te, bro, și ce se întâmplă? Ok, bun. Nu știu dacă trebuie să fac asta, dar eu o să încerc să fac o săritură insane. Dați un like pentru săritura asta și un like dacă nu o mai suportați pe Ana, pentru că mă bagă în închisori, și hai să vedem. Ok, Ana, oh my god. Ok, ce se întâmplă aici? Ce face asta? Ia, avem checkpoint, bă. Cred că e ca un checkpoint ăsta. Cred că ar trebui să fie un checkpoint aici. Ok, facem săritura asta așa, facem asta așa. N-am nevoie de checkpoint, Ana. Dacă poți, te rog să scoți acest cobweb de aici, să-mi continui activitatea mea în a continua. Deci după ce că... Oh my god, după ce că faci închisoarea asta cum este? Ok, am înțeles acum de ce am nevoie de checkpoint, ok. Deci fiți atenți, fraților, unde e checkpoint-ul. Checkpoint-ul este aici, eu credeam că mă urc direct acolo, dar de fapt este... Ia fi atent. Ah, da, mă, ăsta deasupra, mă, nu pot să sar de aici. Mamă, ce cream că sar acolo. Ok, mamă, hai că mai fac eu săritura asta așa pe o parte. Da, măcar avem checkpoint-ul aici, dar nu pot să... Mamă, îmi vine să sar de acolo, dar nu pot să sar de acolo. Ok, și oh my god, în sfârșit, ok, am făcut și săritura aia. Bun, Ana, dacă mă mai trolezi aici la final, chiar mă supăr pe tine, pe bune. Dacă trebuie să fac chiar totul, bă, lasă-mă cu... Uită-te și tu ce-mi face. Oh my god, ce bă aici? Am ajuns la final, bine. Ia uite cât îmi pun... Bă, face mișto de mine, bro. Face mișto, lasă-mă, bă, să ies afară. Gata, este, bă. Am scăpat, oficial. Să nu te mai văd, Ana, să nu... Cum adică nu ai scăpat? Bă, da, am scăpat, lasă-mă să nu te mai văd. Deci nu vreau să te mai văd astăzi toată ziua, gata. Eu mă duc, am plecat de pe server, gata, lasă-mă pace, pa. Bă, lasă-o încolo. Bine ai venit în închisoarea finală de
$1.000.000! Succes! Chiar o să ai nevoie! Bă, vezi că aici chiar e premium cum arată, adică las-o încolo de treabă, ia vezi aici, avem duș, hai că poți să-i spăl la duș pe aici. Eu rămân aici, Ana, gata, pot să mă las și aici, nu mă interesează, ia vedeți aici. Avem bucătărie, avem vreun burger pe aici, să fac și eu vreun burger sau ceva. Cred că, ia, ce bă asta? Parola! Bă, nu pot să... Ia uite bă, deci eu m-am uitat la mișto să fac un burger și am găsit parola. Oh my god, hai mă să vedem și închisoarea asta care este. Ultima închisoare. Mama, hai să te văd acum. Ok, Ana, de curiozitate, ce s-ar întâmpla dacă... Da, ai atins, ai murit? Ok, am înțeles. Ok, gen, și mă mai împuși și tu după ce mor, doar așa ca să fii sigură. Am înțeles, ok. Da, bă, știi care e faza? Eu am experiență în a sparge bănci, nu știu dacă ai văzut pe serverul nostru, gen. Dar, da, acolo am spart o bancă cu Mariusica și avea un sistem asemănător cu ăsta. Și la asta aici știu care e schema, deci vedeți că aici, bam, mi-ar atinge capul. Dar, dacă fac eu așa, nu o să-mi atingă capul, ia vedeți aici. Easy, bro, easy, oh my god. Ok, aici s-ar putea să fie puțin mai complicat și mă sperie Ana care stă acolo. Bă, dar tu ce stai mai aici? Ce ești tu, bodyguard? N-ai bani să ții bodyguard la închisoare? Tu ești bodyguardul la închisoarea ta? Doamne, ok. Aici este într-adevăr puțin mai greuț. Ok. Fraților, dați un like pentru că deja devine complicată treaba aici și nu știu dacă... Oh my god. Ok, n-am atins absolut nimic. Ok, aici este safe. Ana... Ok, încerc să te sperii. Ah, ok, am înțeles, foarte de treabă ești tu. Bun, și acum mai avem încă... Ok, putem să facem săritura asta, nu? Nu trebuie să sară între ele. Cred că pot să sar acolo direct. Ok, hai mă, că ar trebui să... Bă, nu mai trage bine. Lasă vrăjeala, gata. Cred că ar trebui să fie ok. Ok, fraților, bun. Așa, mamă, nu pot să-mi iau prea mult avânt, că după aia dau de astea din spate. Ok, și aici sărim așa frumos, lejer. Nu mă grăbesc și gata. Oh my god, nu l-am văzut pe ăsta la final. Doamne, ce era să intru în el. Doamne, easy. Gata, Ana. Și acum te împuși? Nu mă împuște acum pentru că nu am atins niciun laser și am fost exemplar. Ce se întâmplă aici? Ok. Cred că încep să mă prind ce se întâmplă. Succes. Da, cred că nu o să meargă aceeași parolă, nu? Nu merge aceeași parolă. Am înțeles, bun. Cred că ne punem pe căutat aici, fraților, în toate chesturile. Oh my god, faci mișto de mine. Ok, hai să înceapă căutatul, presupun. Asta mai trebuia, uite, double chesturi aici. Hai că găsim astăzi parola dacă e. Ok. Okay. Fraților, am terminat tot rândul ăsta și nu este nimic aici, deci norocul meu pe astăzi este 0. Din două rânduri l-am ales fix pe la prost și acum începem pe ăsta la altul. Aie, stăm aici toată ziua. Bă, da, ăsta nici măcar nu e greu, e doar așa enervant că trebuie să stai 100 de miliarde de mii de ani. Ok, asta este chestia. Dar în rest nu este atât de greu ce trebuie să facem noi pe aici. Zimana, ce te învârți așa? Mă apropii, cred că... Ok, Ana începe să deschide și ea pe aici ca să mă inducă în eroare, ești nebun. Hai că căutăm amândoi parola, nici Ana nu mai știe cred că care e parola. Bă, nu-mi zic că mi-ai luat parola din astea de pe undeva. Deci nu-mi spune sau că o pui după aceea sau ceva de genul. Bă, bune că eu nu o găsesc nicăieri, deci bă, să nu fie troll. Sper că nu e troll. Deci sper din suflet că nu faci troll aici, că nebunesc dacă e troll, pe bune. Doamne fer... Ia, opa! Parola numărul 2, fraților. 1762. Hai, 1762. Gata, bro, easy. Și ce se întâmplă aici? Trebuie să supraviețuiești, așa că ți urez succes. Păi și ok, și cu ce, la ce trebuie să? Și poftim asta, o să ai nevoie. Ok, bă, cred că mă descurc, gen, cred că mă descurc cu asta. Hai, mana, ce-mi dai niște mob din Minecraft să mă bag cu ei, hai. Dă-i încoace că sunt profesionist la Minecraft. Adică tu nu știi chestia asta despre mine, dar eu sunt foarte profesionist la Minecraft. Ok, am înțeles, deci din prima mi-a băgat din ăștia. Cum ar trebui? Ia, stai că se bat între ăștia. Vine și ăsta, mamă, deci Ana. Bă, ce bă ăsta? What? Ce-s mă ăștia? Oh my god, și nici n-am armură. Și nici n-am armură. Cum ar trebui să mă bat eu cu ăștia? Cum ar trebui să mă bat eu cu ăștia? Bă. Păi bă, nici nu contează cât de bine mă joc aici, că n-am ce să... Bă, oh my god, fii atent. Ok, ok, am fentat ăia. Pe ăsta nici nu cred că trebuie să-l bat neapărat, că văd că n-avea nimic cu mine. Eu uite-l pe ăsta, zombie îmbrăcat. Bă, ce sunt zombie ăștia? Ana, ce sunt? Ok, ok. Hai că ne descurcăm. Trebuie să-i țin departe decât eu. Ok, e ok, l-am urât și pe ăla. Ok, ok, ia veniți bă încoace. Hai, să vă, bă. Ok.
Oh my god, ok, mi-a dat înapoi TP. A, am înțeles, deci continua lupta, să înțeleg. Bă, dar chiar m-am descurcat prea bine, dar tu ai spawnat prea mulți, bro, deci ți-am bătut pe ăștia mari prima oară și după aia îmi spawnez iară o tură tot de ăștia. Cine e ăla? What, ce sunt mobii ăștia? De unde au apărut? Doamne, da... Bă, creeper! Oh my god. Deci uitați-vă și voi, fraților, și ar trebui să se înțeleagă de aici, bubuie. Oh! Bă, i-am bătut, i-am bătut, se pune, i-am bătut. Nu știu cum a murit, dar eu i-am bătut pe bune. Mai sunt doi, ia uite mă, ăștia erau problema, gata. Deci i-am bătut din două încercări. Deci, nu mai erau doi, ai mai spawnat că nu erau doar doi. Doamne ferește, deci Ana doar spawnează random și vrea să se uite la mine cum mă chinui cu ea, atâta vrea. Bă, dar un scut nu mi-ai fi dat și tu, că cu un scut ți băteam pe toți, uite-te și tu, na. Mi-a dat aici 200, bă, dar și tu ai măcar un număr de din ăștia pe care vrei să ți bați sau tu doar spawnezi toată ziua și eu vin aici până mi se sparge sabia? Ce trebuie să fac aici, să o bag cu ăștia până se sparge? Uite-te și tu, de unde vin, frate, ăștia, de unde vin? Ăsta de unde a venit, că nu erau doi până acum. Am înțeles, m-a spawnat în creeper, direct așa în creeper. A, gata, mă, m-a ajutat mai mult creeperul. Bă, dar asta nici nu are nimic cu mine, uite-te și tu. Gata, Ana, gata, asta, gata, am câștigat, lasă-mă, pari, oh my god. Mă, ce e ăsta? Bă, frate, ce e creeperul ăsta? Că eu n-am mai văzut așa creeper niciodată Minecraft, l-am bătut. Doamne, rechini, mob din ăștia, mă, ce sunt mă ăștia? Da, hai, bate-i pe ăștia, ești de bun, mi-am luat și eu bocanci măcar. Ce se întâmplă? Mă, ce se întâmplă? Ana, eu nu mai am iteme, gen, și ce sunt astea? Ce ar trebui să fie astea? Ok, gen, ce... Poți să-mi explici ce vrei să faci? Vrei să-i bag cu pumnii? Ce ar trebui să le fac la astea? Că nu înțeleg nimic? Păi, cum adică nimic? Ok. Bun, ce trebuie? Doar așa să fie frumos. Ah, da, am înțeles, ok. Că ai trecut mai departe. Ok, care a fost scopul mai exact? Eu n-am înțeles, m-am omorât de 100.000 de ori. Doar am râs puțin. Ah, gen, nu trebuia să... Gen, nu era niciun scop la chestia asta, doar să râs puțin. Ok, am înțeles, bun. Și acum, ok, mulțumesc frumos. Și ce ar trebui să se întâmple aici? Ia să vedem, avem un iron pickaxe baftă. Oh my god, și trebuie să stau să sparg. Ok, bă, ok, avem diamante măcar. Bun, deci trebuie să stau să sparg chestii. Și ceva îmi spune că nu o să fie 2-3 chestii, dar măcar facem niște diamante. Gen, pot să iau pe serverul unde ne jucăm diamantele astea? Cred că nu pot să le iau. Ok. Ana, poți să-mi explici ce se întâmplă aici? Gen, faci mișto de mine? Lasă-mă după ce că mi-ai dat... Doamne, îmi pune și bedrock. Bă, gata, eu ies afară, gata. Hai că ies afară. Ok, bun, deci trebuie să spargem foarte multe chestii. Am înțeles ideea. Iron play button, bă! Ia uite, bă, ce-am făcut rost! Nu pot să cred, Ana! Sunt YouTuber, uite! Uite ce-am făcut rost, vezi? Am primit butonul de 200.000 de abonați, vezi? Doamne ferește, e prea troll închisoarea asta, că nu înțelegi nimic aici. Doamne, lasă-mă, bă, cu astea! Oh my god, în sfârșit după 100.000 de ani și ce se întâmplă, frate, aici? Ok. Ok, mai ai de făcut un parcurs și MLG. Ah, ok, bravo. Deci deja suntem câștigători aproape, fraților. Am ieșit afară, dar cred că o să murim, gen. Uite ce frumos. Da, nu știu ce sunt mobii ăștia și nu cred că vreau să știu. Dar, da, deci suntem foarte aproape să scăpăm. Văd lumea. Vedem frumos acolo apusul sau răsăritul sau nu știu ce se întâmplă. Și trebuie să mai fac asta, zici tu. Pune tot ce ai luat acolo. Am înțeles, gata. Deci trebuie să lăsăm și astea. Mamă, păi gata, dar YouTube play button ăsta îl rămâne la mine, să știi că eu sunt YouTuber și am făcut rost de butonul de la YouTube, ok. Gata, deci trebuie să mai facem parcursul ăsta. Oh, cred că faci mișto de mine, Ana. Cred că tu mă iei la mișto în secunda de față. Ce se întâmplă? Deci tu... Oh my god, deci uită-te și tu de la astea. De ce crezi că am spawnat astea? Doamne ferește, păi n-am cum să fac, frate, săritura aia, că se bagă în fața mea toată. Ok, hai acum repede. Bă, plecați de aici. Plecați de... Oh my god, uită-te și tu. Mamă, gata, hai, încă puțin. Pleacă de aici, pleacă, plecați. Plecați de aici, că nu mai vreau. Nu! Măcar am checkpoint de la tine, ești foarte de treabă, Ana, că mi-ai dat checkpoint. Și acum mergem așa și gata. Oh my god, MLG, asta este ultimul. Fraților, ultimul pas ca să scăpăm. Deci gata, asta e ultima chestie, Ana, să nu te aud după aceea. Trebuie să facem MLG-ul ăsta. Dați chiar acum un like ca să ne iasă. Pentru că dacă nu o să dați like, nu o să mă încurajați și o să mor și rămân aici blocat cu moștii ăștia, Luana, și mă bagă în închisori pe aici. Ok, hai să vedem. 3, 2, 1. M-am dus, îmi pune la
gravă. Nu, am scăpat, gata. Dați un like și neapărat și subscribe la canal, fraților, pentru că am dovedit toate închisorile Anei de astăzi. Ha ha, Ana, stai să vezi ce te așteaptă, pentru că o să fac și răzbunarea, fraților. Să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să vedeți răzbunarea în care îi fac și eu niște închisori Anei, pentru că eu zic că ne-am descurcat foarte, foarte bine astăzi. Vă pupa și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa! We'll be right back.